Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată, imaginația face ocolul lumii. Adevăratul semn al inteligenței nu sunt cunoștințele, ci imaginația. Imaginația este totul, este avanpremiera atracțiilor viitoare ale vieții. Poate că nu există o trăsătură mai puternică pe care cineva o poate avea decât aceea unei imaginații puternice. Imaginația este totul, pentru că fără ea nu putem crea nimic nou. Imaginația este avanpremiera atracțiilor viitoare ale vieții, pentru că fără ea, garantat vom repeta aceleași tipare, vom face aceleași greșeli și vom trăi aceeași viață mereu. Imaginația ne poate duce dincolo de limite. Nu există limită la ceea ce am putea face, la cât de sus am putea zbura, la cât de mărețe ne-ar putea fi visele. Desigur, de visele noastre s-ar putea alege praful. Dar cum ar fi dacă nu se întâmplă acest lucru? Ați prefera să trăiți încercând să vă realizați viața mult dorită sau să muriți cu regrete? Trebuie să renunțăm la nevoia de a ne încadra în cutiuța mică în care ne-a băgat societatea și să începem să ne imaginăm viața pe care ne-o dorim cu adevărat. Și atunci, când avem certitudinea că viața pe care ne-o imaginăm este cea pe care ne-o dorim, trebuie să mergem după ea. Acest miracol numit viață îl putem trăi doar o singură dată, așa că trăiește-l din plin și exact așa cum îți dorești. Desigur, cu toții avem vise. Problema este că majoritatea oamenilor își pun visele într-un sertar atunci când lucrurile devin dificile. Când viața își arată greutățile, majoritatea oamenilor apelează la ceea ce știu, la ceea ce le este mai ușor. Doar că această cale simplă și familiară nu îi va duce niciodată spre succes. Există doar două moduri de a trăi viața. Primul este să crezi că nu există miracole, al doilea, să crezi că totul este un miracol. Cel care nu se mai oprește pentru a se minuna și a rămâne încremenit în extaz, este ca și mort. Ochii lui sunt închiși. Este atât de simplu. Și da, într-adevăr este alegerea noastră. Indiferent de circumstanțele vieții, putem alege să vedem totul în jurul nostru ca pe un miracol. Însă și faptul că ne aflăm aici într-un corp uman este considerat unul din 400 de trilioane de șanse. Foarte puțini dintre noi cred că suntem un miracol ambulant. Din păcate, atât de mulți oameni trăiesc doar în capul lor, sunt pesimiști cu privire la viitor, se gândesc cu amărăciune la trecut atât de mult încât pierd din vedere miracolele prezentului. Deschideți ochii și inima și bucură-te de miracolele din jurul tău. Bucură-te de miracolul vieții umane și animale, de miracolul naturii, de miracolul vieții tale și de ceea ce ești cu adevărat capabil. Bucură-te atunci când ai încetat să te mai îngrijorezi de părerile celor din jurul tău. Alege chiar din acest moment al vieții tale să cauți și să găsești miracolele care te înconjoară. Sufletele mari au întâlnit întotdeauna opoziție din partea minților mediocre. Se spune că singurele lucruri garantate în viața omului sunt moartea și impozitele. Puteți adăuga la această listă și imposibilitatea de a mulțumi pe toată lumea. Deseori se întâmplă atunci când îți dorești să te schimbi sau, de exemplu, să-ți îmbunătățești viața, să apară diferite piedici, să întâlnești persoane care îți vor opune rezistență. Și, din păcate, acest lucru este cel mai probabil să vină din partea oamenilor apropiați ție. Mulți oameni nu vor dori progresul tău, deoarece acesta le va aminti de neajunsurile lor. Mulți nu vor fi de acord cu direcția spre care te îndrepți, deoarece acest lucru le va aminti de neajunsurile lor. Indiferent de ce sau cine ți opune rezistență, trebuie să rămâi sigur pe tine, să fii corect cu tine și să fii corect față de ceea ce este drept. Fă ceea ce este considerat drept de către alții și, cel mai important, de către tine. Până la urmă, persoanele care contează îți vor fi alături și cei care nu, nici nu mai contează. Trăiește-ți viața cu scop, nelipsit de spiritul puternic și nu-ți cere scuze minților mediocre pentru viața și visele tale mărețe. Nu ne putem rezolva problemele cu aceeași gândire pe care am folosit-o atunci când le-am creat. Nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. Da, trebuie să avem vise mărețe. Da, trebuie să încercăm lucruri noi. Dar dacă viața nu merge așa cum ai planificat, poate este timpul să încerci o abordare diferită. Nu este nevoie să-ți schimbi obiectivul, dar poate fi necesar să schimbi drumul care te va duce la el. Nu înceta niciodată să înveți și să te dezvolți. Vei găsi drumul corect. Persoana care nu a făcut niciodată o greșeală, nu a încercat niciodată nimic nou. Faptul că te străduiești să te dezvolți, să înveți mai mult și să devii mai bun în ceea ce ți-ai propus,
aproape îți garantează că pe parcurs vei face greșeli și vei eșua pe alocuri într-un fel sau altul. Ține minte, se consideră eșec doar atunci când te dai bătut și renunți. Continuă, nu renunța, învață-ți lecția și las-o să te servească. Nu lăsa pe nimeni să te descurajeze din cauza greșelilor. Aceasta este o trăsătură care reprezintă pe toți învingătorii și căutătorii curioși. Învață din ieri, trăiește pentru astăzi și speră pentru ziua de mâine. Cel mai important lucru este să nu încetezi niciodată să pui întrebări. Curiozitatea are motivul ei de a exista. Nu am niciun talent anume, sunt doar extraordinar de curios. Niciodată în viață nu înceta să întrebi orice. Fii atât de prezent și conectat cu tine, încât să poți simți când este timpul schimbării. Niciodată să nu îți pierzi acea curiozitate copilărească de a afla mai mult, de a te dezvolta mai mult și de a descoperi mai mult. Niciodată nu-ți pierde speranța că ceea ce este mai bun urmează să vină. Nu pierde niciodată conștientizarea faptului că tu ești un miracol. Nu-ți pierde spiritul puternic pe care foarte puțini oameni îl au. Încearcă să fii un om de valoare și nu neapărat un om de succes. Adaugă valoare oriunde și oricând este posibil. Nu numai în viața ta profesională, ci și în toate interacțiunile cu cei din jurul tău. Și atunci vei obține succesul. Vei avea mai multe bogății decât pot cumpăra banii. Cea mai importantă decizie pentru om constă în a alege în care lume, după părerea lui, trăiește. Într-una prietenoasă sau în una ostilă. Albert Einstein. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați la acest canal, să activați clopoțelul pentru a nu omite și alte videouri interesante. Pe voi nu vă costă nimic, pe mine însă mă stimulează să continui cu un conținut din ce în ce mai bun, care de ce nu să vă inspire, să vă motiveze să porniți pe drumul unei vieți mai bune, cu mai mult curaj, mai multă încredere în propriile forțe, pentru a atinge cele mai înalte culmele succesului, indiferent de tipul acestuia. Pe curând!